să facem un joc. Ia băga muzică. Vorbesc tare? Salutare și bine v-am găsit la un nou. Sunt aici cu foarte mulți copii, filmez pentru Planeta Vesel împreună cu Adrian Pom și cu Barty. Șef, Planeta Veselă, o să facem niște chestii pe care o să le vedeți pe canal acolo și mai diseară o să fac eu ceva cu Adi și cu... Și nu, dacă am filmat și ieri două videouri foarte frumoase. Exact, am filmat și ieri și nu uita, subscribe la Planeta Veselă. Eu sunt Melissa, dacă nu mă recunoște. Puțin sunt și Lari. Da, Lari. Lali. Noi facem vlog pentru canalul tău, da? Da. Și ăsta e Paul Mate. Yeah! Focus, focus. E un cotrean foarte reușit. Îmi primesc bătaie. Câți copii sunt aici, mă duc până. Da, foarte mult, da. Ok, gata, pa. Suntem în garajul lui Pov. Hello. Mai filmăm încă ceva și am găsit aici telefonul lui Scarlett. Adi a venit cu ideea că ar fi bine să-i lansăm o provocare lui Scarlett și anume că... Să mergi la ea și să o întrebi, Scarlett, unde ți-e telefonul? Să vedem ce zice. Exact. Dacă e true și zice că l-a uitat aici sau poate chiar habar n-are unde e. Sau poate inventează ceva. Sper că nu va minți. Și dă vina pe cineva. Sper că nu va minți. Hai să vedem, abia aștept. Scarlett, unde-mi fi telefonul tău? Am nevoie de el. Aici era. Oh, iarăși n-am uitat la Casa de Cultură. Da. Nu se vizea Casa de Cultură. Păi credeam că mai venim o dată la Casa de Cultură. Deci când ai uitat la Casa de Cultură? Azi? Deci credeai că mai venim încă o dată? Nu, ieri l-am uitat, după azi și după aia credeam că facem și atât. Tati, și credeam că facem să uite telefonul, ți l-am luat eu și mă bucur foarte mult că ai recunoscut și n-ai mințit. Vezi, mă, e fată bună, mă, e fată bună. Da, păcat că pierde telefoane. Putea să, se scuze cumva. Păi cineva trebuie să semene și cu mine. Tocmai am căutat cheia vreo săptămână și astăzi a găsit-o Sara într-o cutie de bomboane. Dar asta nu înseamnă că am pierdut-o eu, Sara. Da, exact. Se poate? Exact. Păi da, eu nu mănânc bomboane niciodată. Deci? Foarte tare. Mi-am luat cameraman cu 500.000 de abonați. Am vrut să mă asigur că are experiență suficientă ca să poată să-mi filmeze niște vloguri bine. Adică, Adi! Hei! Știți cum să începe ziua mai bine? Știu! E și Barty aici, Planeta Veselă. Băi, v-am zis eu că zici adevărul. Sau ți-am zis ție. Da, mi-ai zis dacă zici adevărul. Paul, ai văzut? Da. Am încredere. Altceva nu mai știi? Gi. Oh, dar scrie chiar frumos, tati. Da, exact. Te-ai blocat pe tastatură, cum a zis Adi. Gi. Merge. Stick fast. Hai că nu mai am nimica! Hai să facem un joc! Ia băga muzică! Vorbesc tare? Un pic! Papi! Nu asta! Papi! Când eram eu mic, challenge-ul ăsta se numea joc, nu era challenge, acum a fost ridicat la rangul de challenge. Pur și simplu puneam muzică în căști, manele și trebuia să înțelegi ce zice celălalt. Acum am evoluat, o să punem reggaeton. Da, cred că voi știți regulile chiar mai bine ca noi. Eu le știu că am filmat de vreo două ori la mine pe canal. Hai să-l facem, cred că e distractiv. Stai să mă gândesc la un cuvânt înainte să sparg timpanele. Bumerang! Papi! Ce party? Eu zic eu, oaia neagră. Nu te duci de seama. Fără înjurături! Gata! Ce te duci la mine și nici mori? Stai că n-aud. Oaia, păi ăsta e ideea. Oaia neagră. Încă o dată. Nu că nu se aude, poți să dai oaia neagră. Oala ta! Oaia. Oana? Oaia. Cine-i Oana? Stai mă, stai mă. Papi. Da mă, stai că mă dă asta cu papi în cap. Papi, vorbesc tare, mă scuzați, da? Oaia. Papi, neagro. Iad. Oaia. Oana. Oaia. Iubi, care Oana? Încearcă tu să-i zici. Hai, încerc să zic, da? Noi ne înțelegem din priviri, da? Hai că-mi place piesa. Oaia. Stai că îmi place prea mult piesa. Uite-te la mine. Oaia. Oana. Oaia. Oaie.
Oaia. Oaia? Neagră. Neagră. Stai, încă o dată. Tata. Oaia. Oaia. Deci. Vreau să fac o provocare. Dați un like lui străbunica. Tot mai îmi imaginez cum e la străbunica în urechi. Că vorbim cu ea și n-am înțelegeam. N-ați înțeles? Ok. Pap, mamă, e obsesivă piesa asta. Oaia. Oaia. Neagră. Neagră. Exact. Nu m-a trebuit să intru pe vibe așa un pic. Noi ne gândim acum la un cuvânt, dacă aveți și voi o idee despre ce cuvânt am fi putut să-i dăm lui Scarlet și să ne distrăm, lăsați-ne un comentariu. Ce, ce-am putea să-i dăm? Aspirator. Vezi că nu i-am dat drumul la muzică. S-a auzit mai devreme. Avocado. Avocado, că îi place. Avocado. Avocado. Alo? Avocado. Hai că încerc eu să zic. Ia. Avocado. 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 Bravo! Wow! Ce a zis? Avocado. Avocado. Bravo! Bravo! A zis avocado. A zis Amza. A zis și Amza cuvântul. Avocado. Avo. Cado. Avo. Cado? Da. Bravo. 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 Da. Chiar ai fost bună. Gata, vin. Franceză. Sub franceză. Materia ei. Asta e. Hai. Franceză. Franceză. Frașe. Franceză. Frașes. Ce cu ce înseamnă aia? Că nu înseamnă nimic. Nu înseamnă. Există cuvântul pe care ți-l zic, că nu e ce zici. Cela, fracest, cela. Fran. Fa. Fran. Fra. Fran. Fran. Frank. Franceză. Franceză. Încercați altul, eu mă dau pe tot. Hai să-i dau un indiciu. Francez. Francez! Să dau un indic. Direct. Nu altceva. Second hand. Nu? Second hand. Lui Sara îi place foarte mult să-și cumpere haine de la asta. Second hand. Te iert? Second hand. Da-te-mi. Stai că ăsta acolo e kamikaze în spate și noi ne distrăm aici. Oh, bravo! Second hand. Teller. No! Hai mă, ziceți-i și voi. Second. Un tec. Se. De. Hai, dă mai. Era pe final. A, mâna că dai mai încet? Uite. Că stai, mă, fiți atenți, că la mine știi acum și dau pauză, știi? Ură, cum faci? S, da. S, second. Second. Second? Da. H, H, second hand? Da. Exact! Adică ce vreți să ziceți voi cu second hand? Ei, vezi că aud picături, da. Reprezentativ. Da. Reprezentativ ăsta, mă, am înțeles eu, bă. Am înțeles pe buze. Da. Nu apă. Nu am ce? Nu apă. Noapte? Nu apă. Nu am ceva, nu știu. Nu, nu, nu l-am înțeles, nu e bine? E bine! Tata! Da, tata, ia zi, ia spune-i tu. Spune-i tu lui Adi. Ia spune-i lui Adi. Nu apă! Spune-i, nu apă. Știe să-l zică și el? Nu. Nu apă. Noapte, înțeleg, clar. Nu apă. Hai că zic eu, îi zic eu. Da. Nu apă. Nu apă. Nu apă. Mi-a intonat, nu? Direct.
Vă mulțumim foarte mult că v-ați uitat la videoul acesta. Eu sunt Paul Mateș și v-ați aflat pe canalul nostru de familie, Familia Mateș. Aici e familia mea, aici e Adipov. Bam! Și aici este Party Planeta Veselă. Planeta Veselă. Am filmat ceva frumos pe canal acolo. O să vedeți săptămâna viitoare. Mergeți, dați un subscribe și abonați. Și dacă nu te-ai abonat acum la videoul ăla, nu uita de subscribe. Ești clopoțel. Pa, 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 salut! Adi!